Ați vrut jocuri cu grafică ridicată? Jocuri pline de acțiune și sângeroase care să ocupe un spațiu de până la 3,5 GB? Ei bine, pregătiți-vă telefoanele pentru că am să vă prezint în acest video un top cu 5 jocuri care îți vor pune telefonul la încercare datorită graficii ridicate, a sunetului bombă și a experienței de joc la superlativ. Că vorbim de curse cu mașini, jocuri MMORPG sau chiar shootere, acum le vei vedea pe toate la un loc. Până una alta, apăsați butonul de abonare și activați-vă toate notificările pentru a mai reveni cu astfel de episoade sângeroase și pline de aventură. Așa că, să nu mai pierdem timpul, eu sunt Mihai, să-i dăm drumul! Pe locul 5 din acest top, care ocupă doar 413 MB și care vine cu o grafică destul de bună, se numește Cut Off. Dacă ți-ai căutat până acum un joc cu mașini care să ai la dispoziție moduri carieră, misiuni complexe, să fii online, să aibă o mulțime de mașini și fel de fel de curse, ăsta este cel pe care l-ai căutat. Ceea ce trebuie să faci în acest joc open world este de a circula prin oraș cu mașina și să-ți alegi tipurile de curse din punctele aflate de pe hartă. Ba chiar poți pune GPS să te ghideze până la acel punct încât să-ți fie mai ușor de ajuns. Vei avea parte de curse de drag racing, checkpoint-uri, competiții online cu alți jucători și posibilitatea de a-ți îmbunătăți mașina din urma recompenselor adunate de la cursele câștigate. Fiecare cursă este unică în felul ei și va reuși să te captiveze datorită graficii ridicate, a modului de condus a mașinii, cât și a curselor complexe pe care ți le pune la dispoziție. Folosește boost-ul de nos pentru o viteză mai mare și cumpără-ți mașini din ce în ce mai puternice pentru a-ți distruge adversarul. Dacă vrei să-l joci și tu, regăsești linkul în descriere. Pe locul 4, cu un spațiu total de 716 MB ce combină la un loc monștri, diavoli, zeci de litri de sânge vărsat pe jos, situații înfricoșătoare și imposibile de terminat, se numește Rise of Demons. Toată acțiunea acestui joc se desfășoară într-o arenă mare în care vei fi întâmpinat de valuri de demoni pe care trebuie să-i omori. Cu fiecare val în parte va apărea în acel grup de demoni un monstru mai rapid și mai puternic ce va rezista atacurilor tale, însă asta nu este tot, deoarece jocul se complică din ce în ce mai mult. Cu fiecare level avansat, diavolii vor rezista din ce în ce mai mult gloanțelor și vor începe să te alerge încât să fie mai dificil să-i omori. Și încă n-am terminat. Cu cât vei trage în ei, cu atât vei rămâne fără gloanțe, iar pentru a face din acest joc unul și mai înspăimântător, va trebui să adun gloanțele de pe jos, intrând în grupurile de demoni, făcând din el un joc imposibil de terminat cu fiecare level avansat. Singura variantă de a rezista atacurilor și de a le da un damage mai mare este de a-ți îmbunătăți armura și de a-ți cumpăra arme și mai puternice. Dacă vrei să ai coșmarul la noapte, îl poți instala și tu din linkul din descriere. Jocul de pe locul 3 din acest top, care ocupă un spațiu total de numai puțin de 2,2 GB, se numește Dark Nemesis. Un joc MMORPG care se remarcă de la prima vedere cu grafica fascinantă și personaje 3D ce te va teleporta în lumea întunericului luptând cu dragoni, vârcolaci, lupi cyborg și misiuni impresionante. Ceea ce trebuie să faci în Dark Nemesis este de a îndeplini misiunile prin luptele sângeroase cu boșii, de a rezista atacurilor în valuri și de a reuși să deblochezi lumile întunecate păzite de creaturi fioroase. Jocul îți mai pune la dispoziție bătălii în mod PvP, unde trebuie să rezici luptelor grele și interminabile. Deschide cufere, adună puteri, îmbunătățește abilitățile și luptă cu creaturile întunericului până îi vei doborâ pe toți. Folosește modul automat pentru a străbate misiunile complicate și utilizează în lupte abilitățile pentru a distruge mai ușor inamicul. Dacă vrei un joc complex, dar fascinant în același timp, îl poți instala și tu din linkul din descriere. Dacă ai crezut că ne vom opri la jocuri ce ocupă un spațiu total de doar 2,2 GB, țin să spun că te-ai înșelat amarnic, fiindcă următorul ocupă numai puțin de 2,7 GB și se numește Mu Origins 3. Un joc mult așteptat de către gamerii de pe mobil, care este plin de aventură, are o grafică superbă încât îți permite să te apropii de caracter, misiuni complexe, atenție la detalii și o reproducere a sunetelor neașteptat de bune.
De la cavaleri cu abilități și puteri magice până la monștri și peisaje fantastice. Ceea ce trebuie să faci în Mu Origins 3 este de a termina misiunile prin a te lupta cu grupurile de monștri, de a folosi abilitățile și de a comunica cu personajele cheie încât să poți trece următorul nivel și să fii răsplătit în pietre prețioase. Cu fiecare misiune terminată te va aștepta alta și mai grea cu aventuri și mai tari, bătălii sângeroase și recompense pe măsură. Odată ce adun destule recompense, poți să schimbi îmbrăcăminte, abilitățile, animalul pe care îl călărești și multe altele. Dacă și tu vrei să-l joci, îl poți instala din linkul din descriere. Iar jocul cu numărul 1, care se situează printre cele mai descărcate și așteptate jocuri pentru telefoanele cu Android, care ocupă numai puțin de 3,5 GB, se numește Apex Legends. Apex Legends este un joc multiplayer de acțiune, strategie, tactică și battle royale în același timp, ce permite alăturarea mai multor oameni în bătălii crâncene. Jocul ne pune la dispoziție un adevărat arsenal de arme, echipamente, abilități și numeroase hărți unde te vei lupta cu adversari din întreaga lume. Asemănător cu PUBG sau Call of Duty, vei avea moduri de joc atât în mod PvP cât și Battle Royale, unde cel care supraviețuiește și împușcă mai mult câștigă. Ai posibilitatea de a-ți upgrada caracterul cu muniție, fel de fel de arme, îmbrăcăminte și multe, multe altele. Grafica este impresionantă, armele sunt bine detaliate, experiența de joc este una superioară jocurilor menționate de mai devreme și pot spune că l-aș clasa pe locul întâi ca fiind cel mai reușit dintre cele 5 prezentate din acest video. Dacă ai altă părere, lasă-mi un comentariu cu jocul din acest video care este peste Apex Legends. Și cam acestea au fost cele 5 jocuri cu grafică ridicată pe care ți le recomand să ți le instalezi și tu pe telefonul tău. Dacă ai alte jocuri care crezi că sunt peste cele 5, lasă-mi un comentariu. Ne auzim pe data viitoare, eu sunt Mihai, pe curând!